În această dimineață, în intervalul orar 7-9, polițiștii rutieri au acționat pe principalele artere de circulație din municipiul Deva pentru prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente. Punctele de acțiune au vizat principalele căi rutiere de intrare și ieșire din municipiu și zonele pretabile de manifestare a comportamentului agresiv în trafic. Prevenirea accidentelor rutiere și a principalelor cauze generatoare de accidente. Respectiv s-a avut în vedere măsurile luate împotriva celor care au încălcat legea circulației, respectiv la viteza de deplasare, detecțiile neregulamentare a pietonilor, la consumul băuturilor alcoolice și substanțelor psihoactive. În cadrul activităților desfășurate, polițiști au verificat peste 130 de autovehicule și au legitimat un număr de aproape 170 de persoane. Trăiți bună ziua, așa vă spune de nemormăzit cadrul serviciului rutier Hunedoara, să restați, vă rog, permis buletin talon asigurare pentru control. V-am oprit pentru verificarea documentelor, să le prezentați, vă rog, pentru verificare. În urma celor constatate, polițiștii au aplicat un număr de 49 de sancțiuni contravenționale, din care marea majoritate au fost pentru nerespectarea regimului legal de viteză. Sancțiuni s-au mai dat și pentru neutilizarea centurii de siguranță, defecțiuni tehnice, nerespectarea regimului rutier din zona trecerilor de pietoni și traversări neregulamentare ale străzii. Cu această ocazie, polițiștii rutieri au aplicat o serie de sancțiuni contravenționale în ceea ce privește regimul la viteză și în același timp au adus sfaturi preventive tuturor participanților pentru a avea un trafic de siguranță. Cu ocazia acțiunii din trafic din această dimineață, polițiștii rutieri din Deva au reținut și 4 permise de conducere, dintre care 3 pentru depășirea vitezei regulamentare și unul pentru neacordare de prioritate la trecerea de pietoni. V-am scris o sancțiune pentru depășirea vitezei cu 61 de km la oră, pentru că ați depășit la limitul de 5 de calitate. Avem fișa o amendă de 9 puncte, 145 punctul, 1305, la jumătate 72,5, în 15 zile. Și am luat măsura reținerii permisului de conducere pentru 90 de zile. Pe parcursul acțiunii pe care o desfășurat-o în această dimineață, polițiștii rutieri au aplicat în doar 2 ore amenzi în valoare de mai bine de 27.000 de lei, ceea ce înseamnă peste 200 de lei pe minut.